Bună ziua și bine m-am găsit la Procon Live de matematică. Doamne, și să dăm toată într-o așa, puneți poziții ca și ieri și ala pe ieri, o să fie o lecție foarte frumoasă. Să nu uităm să spunem fetițelor, mămicilor și bunicilor, să le spunem ce le spunem noi de drag, din toată inima, la mulți ani, da? Da. Este ziua bunicilor, mămicilor și fetițelor și colegilor tale. Da. La mulți ani. Noi le promitem astăzi, ca, să spunem, ca și cadou, o lecție frumoasă. Asta este, este din cadou nostru. Așa că începem. Ați grea? Deci, Ana are cu 3 ani mai mult de cât Victor. Victor are, nu Victor, Ioana are cu 2 ani mai mult decât Ana. Împreună Ioana Ioana, Ana și Victor au 35 de ani. Câți ani are fiecare? Nu zic deloc. Câți ani are fiecare? Deci, Ana are cu 3 mai mult decât Victor. Cu 35 la împărțime 3? Nu știu. E împreună, dar trebuie să ținem conștiință tot ce spune. Ana are cu 3 mai mult decât Victor. Deci, Ana e mai mare sau Victor mai mare? Ana e mai mare. Ana e mai mare. Ioana cu 2 mai mult decât Ana. Dacă spuneați că ce avea Victor, era mai simplu. Da. Că făceam numărul care l-avea Victor plus 3, era așa cam Ana, repede. Atunci, pe Victor să-l facem așa, că nu știu cum să-i spun Victor. Atât ai tu. Da. Asta e Victor. Asta e Victor. Ana. Ana cât are? La fel. Da? Și cu ceva mai mult, da? Da. Ana cât e el. Dar puncte, puncte, ai punem 3 ani. Mhm. Da? Asta e pentru cine? Pentru Ana. Pentru Ana, da? Ana. 3, 10 ani? Nu. 3 în plus. 3 ani în plus. 3 în plus. Aici sunt 3 în plus, nu? Da. Deci, la vârsta lui Victor, mai punem 3 ani de Ioana. Iar Ioana are cu 2 mai mult decât Ana. La Ana cât trebuie să mă duc? La Ana? Deci la Ioana. Mă duc cât e Ana? Cât e Ana? Da. Mă duc până aici, cât e Ana. Dar așa i s-a compus din 3 ani aici, da. Și încă 2. Încă 2 ani. Deci, fii atent aici. Ana... Ana are 6 ani? Nu știu. Victor e cel mai mic, după cum ne dăm noi seama. Victor are nu știu câți ani. Ajutați. Da? Calculăm 2 cu 3, 5, 3. Deci 2 cu 3 8. Așa. A, 8. A, domn profesor, Victor are 4 ani și Ana cu 4 plus 3. Să încercăm așa, cu 4, pentru Victor cu 4, da? Da? Deci dacă Victor avea, mergi cu mâna ta, că tu știi, da. Mergi cu inspirația ta. Deci dacă el ar avea 4 ani, Victor. Victor. Ana. Ana ar trebui să fie 7. Iar Ioana? Ioana are cu
12 ani. De ce? Că la 7 mai vin doar 2 în plus. A, la 7 nu. Așa bine, nu? Că sunt cei 3 care au completat ea. Deci, 9. Ia să vedem suma lor de dări. 7 și cu 4 și cu 9 fac 35 cât am zis. 29. Mm-hmm. Gata! 35 minus 29. Dar de ce să credem de vorba 35-29? Eu cred că n-am vorbit bine cu Victor. Hai să mai mărim pe Victor. 8. Deci cât o făcut ai suma lor? 29. 29? Nu cred că 29. Ia să vezi. Ba da, 40 cu 5. Care 5? 7. 7 și cu 4. 11 și cu 9. 11 cu 9, 20. 20. Până la 35 mai am. N-ai vorbit bine cu 4. Ai, mâna trebuie să ai 15. Nu, că n-am voie să joc. Uite cât așa mă spune problemă. Deci n-am frecat noi cu Victor bine. Hai să plecăm cu Victor câți? 8 ani. 8 ani, mergem, dublu, da? Da. 8. Ana, atunci, cât a rămas? 11. Da? 8 și cu... 11, 11, da? 11. Ioana, cât a rămas? Cât a rămas atunci? A plecat cu Victor 8. 8. Păi ea, față de Ana, cu cât e inclus? Cu cât? Față de Ana? 2. Cu 2. Deci... 13. Ia să vedem suma lor. 4. Nu, de 20. Nu, de 4. 32, da. 32? Da. 32. Ne-am apropiat. Apropiat destul de bine. Trebuie să mai adăugăm la ceva cu 3. Ca să facem 35. Hai, stai să vezi. 8 ani pe când tot luna n-a fost suficient. 12? Nu cu 12, dar mi se pare că am mult, urma de mai mult. Da, că de 39 sau ceva. Așa. Atunci, cât să zic eu? Dacă cu 8 m-am apropiat foarte mult, cu cât să încerc? 10. Hai, 10, cu 10. 10. Și până era cu 10. Ana, cât ar fi? 13. Păi cu 3 inclus, da? Da. 13. Ioana? 14. 13 și 2. 15. Și total? 9. 38. M-am dus peste, da? Da. Mă zic că 3 la toate. Deci? De diferență de 3. Uite, vezi? 5. Nu cumva că am să prea tare la Victor la 10 ani? 6. Prea mic. Cu 8 n-am ajuns. Vezi, cu 8 n-am ajuns la 35. Cu 10 am sărit de... când mi-o dat aici? 38? 38. Atunci cu cât să încerc eu ca să fie treaba? 7. Cu 7, dacă n-am ajuns cu 8. Când am plecat cu 8, n-am ajuns la 30. Cu 9 aș încerca. Dacă nu mergi și cu 9, înseamnă că problema e proastă, prost făcută. Da. Și trebuie să-i spunem ceva profului, ca să facă mai atent problema. Da. Că vezi, noi ne-am dus, cu 4 a fost foarte puțin. Da. Cu 8 ne-am apropiat. Cu 9, cu 10 am depășit. Da. Cu 9 să încercăm, că așa sunt. Aici se sale cadra. Da, să am o idee. Cum ar face 38-32-20? 38 minus 32, adică ce vrei să vezi tu aici? Ca să văd pe Victor. Ca să vezi Victorul, da. Victor de unde este. Dar eu zic să încercăm așa, că tot se întâmplă pe tatăl meu de astea. Să încerc cu 9, da? Deci Victor e cam cu 9. Ana cât va fi? Te rog acum. Ana are 11. 11, da? Când cu 3, da? 12. 12, mă, să nu mă fac eu. Eu așa scriu și filmează și mă am filmat. Ioana? 12 plus 2. Plus 2. 20. 14. 14. Ia să-i adunăm la 14. Așteptați-vă. Dă! Hai, lasă-mă. Dă! Chiar dă? Da! Adică? 26. Da. Și cu 9? La un punct. Dar nu face 10, face 30. Excelent! 30.
Vezi, o muncă destul de grea. Hai să se recunoaște, prietenii noștri se uită acolo la noi și vor să știe că am muncit în încercările astea. Ai zis tu, hai să vorbesc cu Victor 4, că tu ai sesizat un lucru. Cel mai mic dintre toți frații pare să fie Victor, că Ana are cu 3 mai mult decât Victor. Iar Ioana cu 2 față de Ana. Deci, Ioana e cea mai mare. Da. Ea față de Ana e cu 2. Și tu ai zis, dacă mi-ați fi dat la cer cu Victor, așa ai zis, nu? Era mai ușor. Era mai ușor. Și ai zis, hai să vorbesc cu Victor 4. Știi cum făceam? Îl aveam pe Victor. Îl aveam pe Victor. Îl aveam pe Victor. Și când am 35 minus Victor, aveam pe Ana. Hai, nu e așa. Nu. Și nu aveam pe Ana. Păi, împreună e acolo. Nu merge treaba. Așa trebuia să. Victor îl știu. Ana este cu câți? Cu 3 în plus. Mergem la 7. Ioana merge cu 2 în plus. Și tu te duceai și aduceai repede. Dar neștiind pe Victor, aici e problema frumoasă. Ai zis, hai să-mi închipui eu că ar fi Victor de 4 ani. După aia 8, după aia 10. 8 n-ai te apropiat foarte mult. Cu 10 te-ai dus foarte... ai depășit. Da? Și a zis, atunci ce mă încadrez între. De la 4 ai sărit la 8. Să vezi de ce ai sărit la 4. Deci când a fost Victor cu 4, doar 20 de ani a fost vedea dintre unul. Puțin față de 35, ai zis, hai să sar la 8 cu Victor. Și mi-ai văzut, te-ai îngropiat foarte mult cu, 32 față de 35. Și aici n-ai fost inspirat să te duci la 9. Că deodată te duci aici, ai sărit deodată la 10 ani. Și la 10 ani, suma lor s-a dus prea mult. Dar s-a 31 minus 32. Păi nu ți-aș ajunge. Nu ți-a ajungea 31 minus 32. Dă-i tu profesor, fă-l fericit. Dă-o altă soluție, nu așa prin încerc. Ia să vedem. Așa asta prin încerc, că mi-a dat mult de lucru. Da. Nu chiar. Hai, nu că am muncit, mă, ți-a spus. Nu fie. A, muncit un pic. Dacă cineva spunea dacă ar fost o vârstă mai mare, cât încercă să faci pe așa, nu e soluție bună. Era mai bine, dar profesor. Și atunci? Mi se aram 35. Ia fi atât. Zici foarte bine. Că șmecheria nu ți-a arăteau. Deci, Ana cu 3 mai mult. Punem așa. Ăștia 3. Pe... Era 8, am făcut 35. Pe Victor, pe Ana, lăsăm așa și că ceva în plus, da? Vezi, avem plusul ăsta. La Ioana, este exact la Ioana, fiind șmecheria foarte tare, la Ioana este atât, și încă 3, ca să o ajungă pe Ana, deci ea este cât Victor. Și încă 3 ca să ajungă pe cine? Pe Ana. Și cu 2 ani în plus. Și cu 2 ani în plus. Deci, iată că cine se duce, cu câți ani față de Victor se duce Ioana? Cu câți ani se duce în față, față de Victor? Cu cât s-au dus? Cu 5. Cu 5 ani față de Victor. Deci 5 ani în plus. Iar Ana față de Victor, cum vreți să aduce în plus? Cu 3. Dar profesor, știu cum făceam? Dacă noi adunăm pe 3 și cu 5... Face 8 și era bine cum a spus la început. Păi da, dar mai continuăm. Ce faci cu 8? 8 îi fa... Ai spus tu ceva de el, dar... 8 îl adun. Nu. Ce faci? Îl scădem din 35 ca să-i facem egal ca Victor. Deci, adunăm pe 3 ani a lui Ana în plus. Adunăm și pe 5 ani față de Victor și acum avem 35 face 8 și scădem din total, din totalul vârstei, scădem pe 8. Surplusul îți dă deoparte. Da. Și ne rămân că din 35 scăzut 8? 35. Minus 8. Și acum, împărțând de 27, trei bucăți, că sunt egale astea.
Care vine daul de șoapte când împărțim în trei, în trei grămezi? Adică 1, 2, 3. Cât, cât vine în fiecare grămadă, în mod egal? 3. În fiecare grămadă? 3 de 27. 27. 3 ori cât fac 27? 3 ori? 3 ori 27? 3 ori cât? Cine mulțit cu 3 fac 27? Ia să vedem. Am așteptat. Ia să vedem. Nu. Dacă ar fost câte 10, 10 cu 10 cu 10, cât ar face? 30. 30. Eu am numai 27 să ajung. 7. 7 și cu 7 și cu 7 cât face? Ia să vedem. 21. 9. Că 9 plus 9 plus 9. 27. Asta era. Era că nu decolegi în mine. Asta e. Deci, practic, trebuia să zicem așa. Ce adunăm? Surplusul. Adunăm surplusul. Nu mai dai când de clasă toată? Acum, e 3 plus 5. 3 plus 3 plus 2. Ca să vadă într-a fost. 3 plus 3 plus 2. Și face 8. Scădem din toată suma fruscilor. Din 35 scădem pe 8. Pe 8 ăsta. Surplusul. Scădem surplusul și vine 33. 27. Da? 27. Iar din 27 s-au făcut din vârste egale. Ca Vitor sunt toți 3 acum. 27 minus împărțim. De 27 împărțim în 3 bucăți egale. Și vine 9, 9, 9. Deci, cine face 27 în mod egal? Nu. 9. Pentru că 9 plus 9 plus 9 de 3 ori egal cu 27. Și acum, iată foarte rapid, Victor are cât e? 9 ani. 9 ani. Ana are 12 ani. Iar Ioana? 14 ani. Și am terminat problema foarte frumoasă, foarte interesantă. Da. Hai să vedem mecanismul, că tu trebuie să prinzi șmecheria, că dacă prinzi șmecheria, te joci cu problemele. Deci, printr-un segment, da? Printr-un segment reprezentăm pe cel mai mic. Da. După aceea, cu cât e mai mare în ăla, cu cât e important să ne sesizăm care e cel mai mic dintre ei. Mai dat? Sigur că da. Ok. Acum arăți, mi-arăți. Mi-era problema de să zică piesă. Da, dacă... Dacă... O lăsăm așa, te uiți acolo dacă te poți permite, da? Ia să vedem. Să spunem... Un kilogram de mere plus un kilogram de pere plus un kilogram de banane costă, egal împreună, da. Hai să zicem... 50. 60. Cam... E prea simplu. E prea simplu. 120? Nu, numele prea mici. Și tu m-a prins. Ar vrea să mă duc... 200? Nu. Hai să spun așa. Tot așa, cu vârsta, hai să luăm. Ana plus Ioana plus Victor au împreună... 50. Hai să spunem... 60. Cât vrei tu? 60. Au împreună... 60. 60 de ani. Yes! Să vedem. Dacă nu iese, dacă nu iese, tu. Are ceva problemă. Ana. Ana are cu 5 ani mai mult decât Ioana. Ioana.
Iar Victor mai are cu 3 ani mai mult decât Ana. Nu. Cât are fiecare? Deci cât au fiecare? Care e mai mic, cel mai mic dintre toți? Asta mă interesează. Fiecare are câte 20 de ani. Nu merge. Nu merge. Uite, mai întâi să vedem. Da, segmente. Dar care e cel mai mic, trebuie să mă lăsesez aici? Ana. E cu 5 ani mai mult decât? Ioana. Victor? Cu 3 ani mai mult decât Ana. Ana? Ioana? Păi nu, nu da la altă parte, să analizezi foarte bine. Ioana. Ana are cu 5 mai mult decât Ioana. Ioana. Dintre ăștia doi, Ioana e mai mică, da? Da. Iar Victor are cu 2 mai mult, cu 3 mai mult decât Ana. Deci cea mai mică sau cel mai mic este cine? Ioana. Într-un segment. Într-un segment, sigur că da. Asta este Ioana. Ioana. Despre Ana. Ce trebuie să fac pentru Ana? Mai faceți 5 plus. 5 plus. 5 punctulețe. 5 punctulețe. Da. Punem 5 de asupra, ca să se înțelege. E cu surplusul cu 5. Asta cine-i? Ana. Iar despre Victor. Ce știi despre Victor? Pentru că are cu 3 mai mult decât Ana. Cu 3 mai mult decât Ana. Cum face? Simplu. Ce fac? Vino cu la cară, vino cu la cară. Deci trebuie să o faci. La fel. Cât Ana? Cât Ana. Așa. Și în plus 3 ani. Și în plus 3 ani. Foarte tare. 3 ani. Așa. 3 în plus. 3 în plus. Ai zis bine? Da. 3 în plus. Fac 5 cu 3. Așa, dar aici este așa 5 față de Ioana. Aici sunt 5 față de Ioana, ca să fie la... Deci, Victor, cu câți ori se față? Victor, cu câți ani ori se față? 5 ani și 5 ani. Deci, 3? 5 cu 5. Nu, e perfect. 5 cu 5. Vreau să faci exact. 8? 5 cu 5, 10 și cu 3, 13. Da? Deci, tot surplusul este de câți ani este surplusul? 60 cu 9. Deci facem 60 minute spre 11. Facem 7 la final. Facem 7 la final. Da. 47. Și facem 47. Da. Acum e adus, te dați surplusul deoparte? Fac 43. Îmi dau 3, pe 47. Pe 47 îl dai în 3, dar nu se poate. Da. Deci am pus noi 61 aici. Da. Și acum din 61 scădem din 13. 48. Da? 64 dacă se poate da în 3. Așa, 16. Da. Ia să vedem cum. 16. Deci 16 plus 16 plus 16. Ia să vedem ce facem. 12 și 18. Perfect. 8, 38. Și cu 10 de la... Da, 48. Deci 16. Deci Ioan, câți ani are... Ioan? 16. Câți ani are Ana? 21. Excelent. Da? 21. Și Victor? 24. 24. Perfect.
Deci, aici se întâmplă poarta, trebuie să fim foarte atenți. Nu mai uita la ea. Nu te-ai uitat la ea, nu? La început. La început, da. Era important să sesizăm care e cea mai mică dintre toți. Da? Cine are vârsta cea mai mică? Da. Și aici am sesizat că Ioana, de ce a făcut prin Ioana printr-un segment. Da. Pe Ana cu 5 în plus. Am văzut că era, nu spune zicea Ana nimic. Și Ioana era cea mai mică. Da. Ioana cea mai mică, Ana cu 5. Te rog un pic dacă vrei. Da, da, da. Deci, aici a fost foarte tare problema și tu ai făcut-o la tablă, venind de la și ai spus, pun până aici, plus 5 în plus, din coace pers cât Ana 5 și cu 3. Am văzut surplusul, asta e noutatea, vezi, trebuie să vedem surplusul și pe urmă scădem din total ca să-i facem vârsta egală și împărțim în 3, câți 3 segmente, aflăm unul din segmente care este vârsta cele mai mici și parcă aceea merge treaba foarte bine. Cel mai mic este problema. Cel mai mic este problema. Cel mai mic este esențial ca să știm cum figurăm. Da. Cel mai mare nu e. Cel mai mare vine adăugat. La cel mai mic îi mai pune. Dar totul merge perfect dacă avem așa. Asta este greșit. Deci când facem așa probleme, dar e important și vârsta când o dăm aici. Că dacă nu nimerim exact, când se facem în 3, nu ne mai merge jocul. Nu totdeauna se parte în 3. Grămezi exacte. Putem spune 64? Putem spune 64, dacă lăsăm crește cu atât, cu atât, cum ai zis tu, merge și 64, că sunt cele 3 care merge foarte bine. Ai zis bine. Și 64 asta merge, da? 51. Și 51? Nu știu despre 51, trebuie să probăm. Dar să-ți explic acum, că nu tot nu ne-au pierdut nimeni. Deci nu ne auzim. Ba da, și camera pornită. Deci ne auzi și ne vede. Știi cum să fac problemele? Vreau să-ți fac așa. Tu iei vârsta de la început, 16. Da, 16. După aceea, pui cât vrei tu. 5. 5 sau 7. Cât vrei tu, adaugi. Ai meritat formă practică. 50. Nu poți să mai cu 100 de ani în plus, da? Depinde cum e problema, cum o faci. Și în 16, eu așa trebuia să fac. Dar mi-a fost teamă că tu te uiți la mine și mă prins. Eu trebuia să iau 16. Pentru Ioana. Pentru Ana trebuia 16 plus 5. Plus 5. Da? Deci 21. Eu așa. La cealaltă iau... 3. 3, 5, adică 21 și 3. Da. Și sunt numele astea luate și urmă eu ce fac? Dau tu pe toate. Și face 61. Asta e coanta, mă, că așa trebuie să fac, așa se fac problemele astea. Șmecherii. Deci, problemele se fac în culise de cum se fac. Se gândesc numerele. Adică, nu mai fac numerele. Ca să nu pierdem timpul, că se poate exact. Adică, de 2 ore și noi facem 2 ore. Sigur că da. Și atunci, e vina propunătorului. A mea era vina. Nu, a lui, pentru că el a dat suma. El a înțeles. Dar când spuneați astea, eu deja eram drum. Eram vinator. Uitați, 20, 20, 20. Da. Dar eu ți-am spus aici legăturile. Deci nu te-am lăsat așa să faci tot ce vrei. Dacă m-a lăsat... Asta e, nu se gemeni. Deci nu-s gemeni. Dacă sunt gemeni? Atunci da. Dacă spuneam sunt gemeni, atunci însemna 20, 20, 20 și 200, gata. Deci treaba mergea așa, se bați în 3, da. Vezi. Și 60, cum înțeleg, dar eu te-am legat pe urmă, ți-am dat niște date ale probleme care te obligau să spui că nu-ți vârste egale. Și trebuia să ții cont de chestia asta. Și atunci reprezentarea prin segmente așa este superbă. Și este surplusul pe care îl dăm deoparte. Și cum m-am gândit să le spunem prietenilor noștri că dacă vor să învețe, le-am promis astăzi, fiind 8 martie, fiind ziua mamelor, bunicilor, ale învățătoarele, ale colegilor tale, deci fetițe, mame și bunici, noi le-am promis pentru ziua de astăzi o problemă frumoasă, o lecție frumoasă. Asta tot. Deci de aceea noi ne-am străduit să ne dăm să le facem o urare de la mulți ani, printr-o problemă frumoasă, o nouă
idei, da? Putea să faceți cu flori, domn profesor, da. Atunci, da? Așa cum fără. Deci, galbene și roșii. Exact. Da. Uite, faci tu așa o problemă pentru data viitoare. Cu flori. Cu flori. Sau cu genici. Cu genici. Genici, da. Mai, mai tare, da. Hai, fă din azi, bă, ieși din bună. La revedere. Să nu uitați de like și share, să vă abonați la Profo Online. La revedere.